So, did you have a nice lunch? Ați avut un prânz bun? Yes. Sometimes it's important to feed the body, isn't it? Uneori e important să hrănim și trupul, nu-i așa? So, from a nice lunch on a beautiful day, we will come back to the mind. De la un prânz bun, într-o zi frumoasă, ne întoarcem la minte. So, how does the mind actually work? Cum funcționează în realitate mintea? The main process is by manipulating and interpreting symbols. Procesul principal este prin manipularea și interpretarea simbolurilor. So, the first symbols that the mind works with are visual symbols. Primele simboluri cu care lucrează mintea sunt simboluri vizuale. So, when a baby is born, it has no vocabulary for either word or picture symbols. Când un copil nou născut nu are vocabular pentru cuvinte sau imagini. But it comes to recognize the mother's face by seeing it repeatedly. Dar ajunge să recunoască fața mamei văzându-o de mai multe ori. The same with the father and perhaps siblings. La fel cu tatăl și cu frații din jur. Now, at first, a baby will smile when one puts a soccer ball over the crib. La început, copilul va zâmbi dacă îi punem în față o minge de fotbal. It's about the shape of a head. Are de-a face cu faptul că are forma capului. But with time, the infant learns the difference in animate and inanimate. Și cu timpul, copilul învață diferența între animat și neanimat. Thus, it smiles at the face who brings the ball. Și astfel zâmbește la fața care aduce. Rather than at the ball. Aduce mingea și nu la minge. And the mind begins to process symbols that are based on sight. Și mintea începe să proceseze simboluri care sunt care au la bază privirea. As the child develops, pe măsură ce copilul se dezvoltă, he or she learns another type of symbology. El sau ea învață un alt tip de simbologie. These are symbols that are created through the use of words. Acestea sunt simboluri create cu ajutorul cuvintelor. And when the child learns the word ball, când copilul învață cuvântul minge, it doesn't have to see the ball every time. Nu trebuie să mai vadă mingea de fiecare dată. The word symbol conjures up a mental image. Cuvântul simbol aduce o imagine mentală. And thus as the child grows, he or she becomes more and more proficient at manipulating symbols. Și pe măsură ce copilul crește, devine mai eficient în manipularea simbolurilor. When the child goes to school, they learn a new set of symbols. Când merge la școală, copilul învață un set nou de simboluri. They see numerals. They văd numere. And first, a child doesn't know the difference between a 1 and a 5. La început, un copil nu știe diferența între cifra 1 și cifra 5. But as the child develops, he or she learns there is quite a difference in 1 and 5. Dar pe măsură ce crește, învață că este o diferență substanțială între 1 și 5. Particularly if it's about cookies. Deosebit dacă se referă la prăjituri. 5 is better than 1. 5 mai multe decât 1, mai bune decât 1. Well, as a child grows, the math symbols become much more sophisticated. Pe măsură ce crește, aceste simboluri devin mai sofisticate. And if you are in a school of advanced learning, dacă ne aflăm într-o școală cu învățături avansate,
where you see very highly trained mathematicians. Dacă unde vedem matematicieni foarte bine instruiți, învățați. They have their own form of communication. Au formele lor proprii de comunicare. In fact, sometimes they can argue with math symbols. Uneori chiar se contrazic referitor la simbolurile matematice. One writes a symbol on the board. Unul scrie un simbol pe tablă. And another says no and writes a different symbol. Și altul spune nu și scrie un alt simbol în ecuație. And so they can have quite an argument and never speak a word. Deci pot să aibă o contradicție destul de mare și niciodată să nu-și adreseze niciun cuvânt. Well, as we progress along to an even higher level of symbology, progresând la un nivel și mai înalt de simbologie, we come to musical symbols. Ajungem la simbolurile muzicale. But not just the notes. Nu numai notele. What do the symbols mean when the notes are placed in a pattern? Ci și la ce înseamnă simbolurile când o notă este interpretată. So, unlike word symbols or even math symbols. Spre deosebire de simbolurile din cuvinte sau chiar și cele matematice. Musical symbols do not have strict meaning. Simbolurile muzicale nu au un înțeles strict. So if you hear pam pam pam, auzind notele, what does it mean? Ce înseamnă? To the musician, it means pam pam pam. Pentru un muzician înseamnă asta. To someone else, it may mean joy or happiness or some other associated meaning. Pentru altcineva poate să însemne bucurie sau altceva asociat cu acest înțeles. But these sounds in and of themselves do not have direct or specific meanings. Dar sunetele ele însuși nu au înțelesuri specifice sau directe. Yet when they are combined in with a great deal of understanding. Dar când sunt combinate cu mult înțeles, they can be very moving to an individual emotionally. Pot să miște emoții într-un să aducă multe emoții într-o persoană. Some collections of sounds make people happy. O anumită ansamblare de sunete poate să facă pe oameni fericiți. Another combination of sounds may remind someone of prayer. O altă combinație de sunete poate să amintească cuiva de o rugăciune. And in some forms of what is considered modern classical music. Și în anumite forme considerate muzică clasică modernă. These sounds can incite anger or even fear. Aceste sunete pot să aducă furie sau chiar frică. And yet for each person it is somewhat different. Pentru fiecare persoană este într-un fel diferit. And while not everyone can be a professional musician. Și deși nu fiecare dintre noi putem să fim muzicieni profesioniști. The encounter with music can be so powerful as to change a person's life. Întâlnirea cu muzica poate să fie așa de importantă încât să schimbe viața cuiva. For example, many music teachers coming home after a difficult day. De exemplu, mulți profesori de muzică întorcându-se acasă după o zi dificilă, play Mozart. Cântă Mozart. Because the forms that Mozart used are perfectly constructed. Pentru că formele pe care Mozart le folosește sunt construite în mod perfect. So when the mind is scattered, și dacă mintea este împrăștiată, listening to Mozart can bring everything into its proper place. Ascultând pe Mozart poate să aducă totul în locul potrivit.
This is just one example. Acesta este doar un exemplu. But many people use music to help them manage their lives. Dar mulți oameni folosesc muzica să-i ajute să-și administreze viața. Well, the next level of symbolism, următorul nivel de simbolism, has to do with spiritual symbols. Are de face cu simbolurile spirituale. Now, there are the obvious religious symbols. Bineînțeles că sunt simbolurile religioase, evidente. But if we use consciousness, we must go even further. Dar dacă folosim conștiința, trebuie să mergem mai departe. For example, each must establish his or her own personal symbol. Fiecare trebuie să și stabilească simbolurile personale. For transcendence. Pentru transcendență. For some, they may use music. Unii pot folosi muzica. But all must have some sense by which they relate inwardly. Dar trebuie să existe un sens la care să ne raportăm în interiorul nostru. To this process of transcending. Pentru a înțelege acest proces de transcendere. But somewhat like music. I'm sorry. Somewhat like in music. La fel ca și în muzică. Spiritual symbols are very personal. Simbolurile spirituale sunt foarte personale. And they don't always translate very well from person to person. Și nu se traduc foarte bine de la o persoană la alta. And thus the mind may have a bit more difficulty working with spiritual symbols. S-ar putea ca mintea să aibă dificultate să lucreze cu simbolurile spirituale decât cu cele religioase. So the symbols say of the church. Să luăm de exemplu simbolul bisericii. Tend to have specific meanings. Acestea tind să aibă înțelesuri specifice. Most everyone knows the symbol of the cross. Aproape toată lumea cunoaște simbolul crucii. And it means probably different things to each person. Și probabil că înseamnă ceva diferit pentru fiecare. But it is recognizable. Dar este recunoscibilă. Yeah. With spiritual symbols, it's more difficult. Cu simbolurile spirituale este mai dificil. Although not less powerful. Deși nu mai puțin puternice. So when we think about the process of dissolving mind into consciousness. Când ne gândim la procesul de a dizolva mintea în conștiință, the mind is forced to work with symbols it may not understand. Mintea este forțată să lucreze cu simboluri pe care s-ar putea să nu le înțeleagă. The mind only works with symbols. Pentru că mintea lucrează doar cu simboluri. Which is sometimes why it's difficult to enlighten mind. Și de aceea este uneori dificil să ne iluminăm mintea. And thus we have a very interesting territory to explore. Și astfel intrăm într-un teritoriu foarte dificil de explorat. How shall we do this? Cum să facem acest lucru? We begin with the mind. Începem cu mintea. But it only takes one so far. Dar care ne duce numai până într-un loc. What the mind can receive but possibly not understand. Ce mintea poate să primească, dar nu neapărat să și înțeleagă, is what has traditionally been called revelation. Este ceea ce numim o revelație. So, when a mystic has an empowering vision, când un mistic primește o viziune puternică,
often it's impossible to speak about it. Adesea este imposibil să vorbească despre acest lucru. In fact, if you read the writings from some of the great mystics, de fapt dacă citim scrierile unor mistici mari, you wonder what was really going on. Ne întrebăm oare ce se petrecea. For example, if you read the descriptions created by Hildegard von Bingen, dacă citiți descrierile de făcute de Hildegard von Bingen, it seems like so much nothing. Nu pare mare lucru. Yet in her experience, she was actually communicating with the divine. Dar în experiența ei, ea realmente comunica cu divinitatea. You read her poetry. Când citim poezia ei, and it sounds like so much nothing. Și sună aproape ca nimic. The sun came through the window and opened my heart. Soarele a intrat prin fereastră și mi-a deschis inima. The rain kissed my cheek. Ploaia mi-a sărutat obrajii. And a feather descended from heaven. Și o pană a căzut din cer. This doesn't sound like a powerful mystical experience, does it? Asta nu sună a fi o experiență mistică puternică. Yet after each of her experiences, she was categorically altered. Deși cu toate acestea, după fiecare experiență, ea a fost în mod categoric transformată. So in essence, we see the difficulty of using the symbols of the mind. Deci vedem dificultatea de a folosi simbolurile minții to describe the experience of consciousness. Să descriem experiența conștiinței. In modern times, în timpuri moderne, because the cosmos has been explored to a greater degree, pentru că virgulă cosmosul a fost explorat până la un nivel mai înalt, people tend to speak of their mystical experiences. Oamenii tind să vorbească despre experiențele lor mistice using cosmic or cosmological terminology. Folosind terminologie cosmică sau cosmologică. Thus we hear the term cosmic consciousness. Și astfel auzim termenul de conștiință cosmică. And when we look at the experience that one has in this particular situation, când ne uităm la experiența pe care cineva o are într-o astfel de situație, many will say that their mind was split open. Mulți vor spune că mintea le-a fost deschisă. And they could perceive reality in a way that is categorically indescribable. Și că pot percepe realitatea într-un mod care este indescriptibil. So for some it is defined as meeting the infinite. Pentru unii este ca și cum s-ar fi întâlnit cu infinitul. And for others it is simply perhaps a process of using other faculties that do not fit with the mind. Dar pentru alții este un proces de a folosi facultăți care nu par a fi ale minții. But however one defines the experience, indiferent cum este definită experiența, consciousness is changed. Conștiința e schimbată. In a flash, într-o fracțiune, the mind dissolves. Mintea se dizolvă. And some other form of awareness, și o altă formă de conștiință, which is much vaster, care este mult mai vastă, appears to take over. Apare să ia locul. When people have such experiences, când oamenii au astfel de experiențe, they often report that everything is perfect. Adesea ei spun că totul este perfect. In a normal state of mind, într-o stare normală mentală, very little, if anything, is perfect. Foarte puține lucruri sunt perfecte sau aproape niciunul.
the mind always wants something more or something else. Adesea mintea vrea ceva mai mult sau altceva. And thus, just as it goes from branch to branch to branch, like the monkey, și la fel ca și maimuța care zboară din ramură în ramură, so in life, one gravitates toward this or that. La fel și în viață, gravităm în jurul a ceva sau a altceva. But ultimately, it is all unsatisfactory. Dar în final, nimic nu ne satisface. So some will study in one vein to become experts. Unii vor studiază să devină experți. But once they have arrived, it seems empty. Dar odată ajunși, experți pare o goliciune. And thus perhaps they study another field and then another. Și se mută la un alt domeniu și apoi alt domeniu. What they're ultimately seeking is I suppose ultimate reality. În final ei caută o realitate finală. But the unfortunate part is that the mind cannot handle such vastness. Nenorocul este că mintea nu poate să facă față unei asemenea vastități. And thus it becomes disappointed and wants something else. Și în felul acesta devine dezamăgită și vrea altceva. Yet if you speak with one who has had an experience of cosmic consciousness. Dar dacă vorbim cu cineva care a avut o experiență a conștiinței cosmice, or let's say a mystical revelation. Sau o revelație mistică. They tend to be quite satisfied. Ei au tendința să fie destul de mulțumiți. In other words, opening into full consciousness. În alte cuvinte, deschizându-ne spre conștiință, we find that there is nothing missing. Aflăm că nu lipsește nimic. Everything in the world seems at peace and on time. Totul ce este în lume pare a fi în pace și la timp. So this deep satisfaction then cannot come from the mind. Deci satisfacția profundă nu poate veni de la minte. It is only present when one opens to consciousness. Este prezentă doar atunci când ne deschidem spre conștiință. So we've covered a lot of territory. Am parcurs un domeniu destul de vast. And so we have time for a few questions at this point, if you have them. La momentul acesta avem timp pentru întrebări, dacă aveți. Changes to the next slide. Totul este bine în întreaga creație. All is well in all of creation. So all is well in creation. Yes. Războiul e un lucru care echilibrează. Is the war something that brings balance? Viețile grele ale unor ființe sunt alegerea sufletului lor. The difficult lives of some people is the choice of their souls to bring balance. Deci cum interpretăm acest all is well in all of creation? So how can we understand that all is well all in all of creation? It depends upon the perspective from which one views creation. Depinde de perspectiva din care unul se uită la creație. Din perspectiva conștiinței. If we look from the perspective of consciousness. Yeah. Well, if we look at the entire Milky Way galaxy. Dacă ne uităm la galaxia Milky Way, it becomes impossible to find one little planet that is warring.
e imposibil să găsim o planetă care este îngrijorată. So when viewed from a cosmic perspective, the individual difficulties do not seem to exist. Din perspectiva cosmică, the individual difficulties. Dificultățile individuale nu par că există. Now, when seen from the perspective of the planet, din perspectiva planetei, these problems become very clear. Aceste probleme devin foarte clare. At times, they are even overwhelming. Uneori sunt chiar copleșitoare. And in those moments, most humans feel helpless. Și în momentele acelea, cei mai mulți oameni se simt neajutorați. And yet, in the state of receiving mystical revelation. Dar în starea în care se primește o revelație mistică, the perception level is not personal. Nivelul de percepție nu este personal. In other words, the wholeness is experienced. Și atunci se experimentează întregul. In the way a mind simply cannot receive. Într-o minte, într-un fel în care pur și simplu mintea n-ar putea să înțeleagă. So when one meets the divine in an opening of consciousness. Când ne întâlnim, când cineva întâlnește divinitatea într-o deschidere spre conștiință, one sees from the perspective of the divine. Atunci vedem din perspectiva divinului. And thus things look quite different than they appear from a planetary perspective. Și lucrurile arată diferit față de cum par ele din perspectivă planetară. Perhaps this is why those who know how to receive divine revelation. De aceea, cei care știu cum să primească revelații divine may appear to be addicted to it. Par ca și cum sunt dependenți de acesta. Yeah. In other words, consciousness wants to see more in this way. Deci, conștiința vrea să vadă din ce în ce mai mult în acest mod. But the only way to accomplish that is for the mind to dissolve, dar, at least for a while. Singurul mod de a ajunge la această stare este ca mintea să se dizolve, cel puțin pentru o perioadă de timp. Now, in truth, one could not sustain an experience of cosmic consciousness over time. Deci, în adevăr, experiența conștiinței cosmice nu poate fi susținută pe o perioadă îndelungată de timp. With consciousness open in this way, cu conștiința deschisă în acest fel, one is not particularly effective in the mundane experience. Nu avem eficiență în experiența în lume. For example, Albert Einstein had great cosmic expansion around the notion of time. De exemplu, Einstein a avut cosmic expansive experiences. Experiențe expansive cosmice în legătură cu timpul. And yet he also had difficulty reading a clock. Și cu toate acestea avea dificultăți să citească ora la un ceas. See, mind reads the clock. Pentru că mintea citește ceasul. In fact, the clock has tremendous meaning to the mind. De fapt, ceasul are o însemnătate imensă pentru minte. Yet, to an open consciousness. Dar pentru o conștiință deschisă, the clock has very little meaning. Ceasul are foarte puțină însemnătate. So we begin to see there is a huge difference. Vedem că este o diferență foarte mare in perceiving reality through the mind, în a percepe realitatea prin minte, versus perceiving reality through consciousness, față de a percepe realitatea prin conștiință. So is this helpful? Te-a ajutat răspunsul acesta? Thank you. Yeah? Yes. It was a long answer. Was a răspuns lung.
But good. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Încă să răspund la întrebarea care vreau să pun și am să te luăm următoarea. Ce care este raportul dintre minte, realitate și conștiință? Is there a... Ah, okay. So you already answered to his first question. Atunci, în lumea noastră acționează numai dualitatea? Are we experiencing in this world only duality? Are we experience only duality in this world? Most people do experience only duality. Cei mai mulți experimentează numai dualitatea. Ce este adevărul? So where is the truth? It all depends upon the perspective, doesn't it? Totul depinde de perspectivă. But if one sees from the point of cosmic consciousness. Dar dacă privim din punctul conștiinței cosmice, there is not this dualistic condition. Nu există această condiție dualistică, nu există. One sees the inherent connectedness of everything. Atunci vedem interrelația inerentă în tot ce există. Interlegătura. In truth, from the perspective of mind, din perspectiva minții, it is impossible to describe the perspective of consciousness. Este imposibil să descriem perspectiva conștiinței. But from the perspective of consciousness, dar din perspectiva conștiinței, the mind is an illusion. Mintea este o iluzie. Now, it's a very compelling illusion. Cu toate că este o iluzie puternică. But it would be deemed an illusion anyway. Dar oricum, rămâne o iluzie. Deci noi creăm realitatea? So, it is us who create the reality? Oh, yes. Yes. The mind creates what it already believes over and over again. Deci mintea creează ceea ce crede iarăși și iarăși și iarăși. Yes, Missy? S-a vorbit și ieri și astăzi despre Einstein și despre teoriile pe care le-a descoperit datorită unor revelații pe care le-a avut. So I understand that Einstein made his discoveries based on some revelations he had. Yes. După cum știm, el suferea de o formă de autism. We know that he was afflicted by some sort of autism. Yes. E posibil ca copiii cu autism, având un dezinteres pentru realitatea noastră, considering the autistic children, because they apparently have no interest in our reality, present reality. Some, for some, that's correct. Yeah, să aibă niște percepții mult mai vaste ale conștiinței decât noi. So that they perceive from a vaster consciousness than we do. Sometimes, but not always. Câteodată, dar nu întotdeauna. But this whole system is so much more sensitive in the autistic child. Aceste lucruri sunt așa de sensibile la un copil autist. Some cannot even enter large buildings. Unii nici nu pot să intre în clădiri mari. Because they hear the electricity going through the wires in the wall. Pentru că aud electricitatea care merge prin firele din pereți. Now to the quote normal person. Pentru o persoană în ghilimele normală. This makes no sense. Acest lucru nu este posibil, nu are sens. The listening sensation is just not as acute. Senzația de a auzi nu este așa de perfectată, acută. So we ask, who hears accurately? Și ne întrebăm cine aude perfect. Perfect, right? Yeah. And there is no answer. Și nu este răspuns. Yes, Mr. Sir? Vreau să stau în temă Einstein și ce a spus chiar din înainte. Apropo de faptul că Einstein reușea să decifreze orele după ceas. So related to, again back to Einstein, who had difficulty reading the clock.
Și să spun că Einstein își făcuse, ținând cont că avea multe pisici în casă, o gaură mai mare pentru pisicile mai mari în ușă și o gaură mai mică pentru pisicile mai mici. Einstein was also built a bigger hole for the larger cat and a smaller one for doggy door, a bigger doggy door for the larger cats and a smaller doggy door for the smaller cats. Mm-hmm. Ce s-a făcut să nu mai găuri mici. That's his observation. That's Julian's observation. No question to it. Ieri am vorbit de conștiința individuală și conștiința colectivă. We talked yesterday about the individual consciousness and the collective consciousness. Conștiința cosmică. Putem numi o conștiință universală care sumează tot? Is the cosmic consciousness an universal consciousness which is the sum of all there is? Well, perhaps it is the sum of all that is right now. Poate că este suma la tot ce există acum. But we must remember that all of creation is evolving. Trebuie să ne amintim că toată creația evoluează. So in one way of looking at it, as the cosmos evolves, un mod de a ne uita la aceasta, pe măsură ce cosmosul evoluează, it appears there will be always more to learn. Se pare că întotdeauna vom avea din ce în ce mai mult de învățat. Și există o relație între informație și conștiința asta cosmică? Is there a relationship between information and the cosmic consciousness? Which information? Care, ce fel de informație? Informația ca denumire generală, ca și concept general. Eu am tradus informație, information, dar nu este suficient ca să explice, că e prea generic. If there is a connection between information, the information de, ce fel de informația despre ce? Despre orice. Ah. I think is a okay, the information like knowing about, she's referring. So is there a connection between this kind of information, she conștiința cosmică, and the cosmic consciousness? Completely different vibratory patterns. Deci, modele vibratorii complet diferite. Okay. Yeah. So, if there's no more questions, we can have the quiz. Vă dăm un test dacă nu mai aveți întrebări. Yes, s-a afirmat că noi creăm realitatea. We found out that we create the reality. Și totuși, mulți oameni își pun întrebarea. And many people ask themselves, dacă realitatea nu este ceva exterior nou, if the reality is not something outside of ourselves, și noi suntem doar, și noi ne adaptăm doar ei. Okay. What if the reality is something only outside of ourselves and we have to adjust ourselves to it? Well, it usually that comes from sort of a collective perception. Aceasta vine dintr-o percepție colectivă. At a very simple level. La nivel simplu. Let's say one person thinks that sunshine is good and rain is bad. Să luăm de exemplu ideea că cineva crede că soarele este bun și ploaia este rea. To another person, sunshine is undesirable or less desirable than rain. Pentru altcineva, soarele este mai puțin de dorit decât ploaia. To each mind, its perception seems true. Pentru fiecare minte, percepția ei pare adevărată. So to the first person, on a rainy day, he or she creates
or experiences a bad day. So, pentru prima persoană, într-o zi ploioasă, creează experiența unei zile rele. Now, the person didn't create the rain. Persoana nu a creat ploaia sau soarele. What was created was the experience of the rain and the sun. Deci, ce a creat modul în care experimentează ploaia și soarele. So, at another level, while one may see beautiful pictures from NASA, la un alt nivel, dacă cineva se uită la imagini frumoase de la NASA, and see only some set of scientific equations and theories. Și vede doar un ansamblu de ecuații și teorii. Or perhaps be more aware of the distance involved. Sau devine conștient doar de distanța care este implicată în asta. To another person, the experience is quite mystical. Pentru altă persoană, experiența poate fi chiar mistică. Each creates the experience they have. Deci fiecare creăm experiența pe care o avem. So, with something like a war. În cazul unui război, there are some who believe their service to God is to fight the war. Unii cred că serviciul, slujba lor față de Dumnezeu este să servească în să lupte în război. So if their side is winning the war, deci dacă partea lor câștigă războiul, they can feel quite buoyed up by what they call the divine. Ei pot poate că se simt foarte puterniciți de ceea ce numesc ei divin. But to others who do not hold this perspective. Dar pentru cei care nu au această perspectivă, the utter destruction and great loss of war is seen as a terrible thing. Distrugerea și pierderile dintr-un război sunt văzute ca un lucru groaznic. So everything depends upon the perspective. Deci totul depinde de perspectivă. Now, while mind can hold both these perspectives, în timp ce mintea poate să țină ambele perspective, seen from consciousness, văzută din punct de vedere al conștiinței, what becomes obvious is this polarization. Se simte doar această polarizare. And thus, from consciousness, it just looks like a great healing is needed. Și din punct de vedere al conștiinței, apare nevoia unei vindecări. So while one enjoys the war, în timp ce unul îi place războiul, a second is devastated by loss. Celălalt este devastat de pierdere. Consciousness sees the healing at all levels that is needed. Conștiința vede vindecarea necesară la toate nivelele. So is that helpful? Yes. Yeah. Good. Deci viața este o experiență. So life is an experience. Yes. Yes. Mm. And person to person to person, it's all different. Și diferă de la o persoană la alta. Each uses their beliefs from their prior experiences to create what they see as truth in a moment. Fiecare folosește experiențele, credințele din experiențele trecute for to create, pentru a crea, to create the experiențele din moment. Now, fortunately, din fericire, the mind can change. Mintea se poate schimba. Deci numai mintea este trecut și viitor. Only the mind contains the past and the future. Yeah. 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 There's no need for past and future when you get to a vaster perspective. Nu e nevoie de trecut și viitor când ajungi la această perspectivă vastă. Yes. I have a question about what you said last night about consciousness, and I thought, if I heard you correctly, that you distinguish between the animal kingdom's, the mineral kingdom's ability to
to experience consciousness, the plant kingdom and the animal kingdom. So, aseară, pare că am auzit că există o distinție între conștiința domeniului mineral față de cea domeniul vegetal și cel animal. And I don't know if I'm using the right terminology, but how would you talk about, for example, an area that has especially sensitive or powerful energy, like a land area, a vortex, or something like that? Cum, ce ne-ați putea spune în legătură cu o zonă care are energie specială, cum ar fi un vortex? For example, I noticed that everything thrives here. Am observat că totul este în viață aici. I mean, the vegetables are beautiful. Vegetalele. And the animals sort of migrate. They like to hang out here. I'm sure they're being fed, but I sense that it's more than that. Și animalele stau pe aici nu numai pentru că sunt hrănite, e mai mult de atâta. Well, everything, whether it is, certainly it's observable in plants and animals and humans, at least at these three levels, everything responds to love. Cel puțin la aceste trei niveluri, mineral, vegetal și animal, totul răspunde la dragoste. So when there is an area where loving people live, dacă este o, vorbim despre o zonă unde trăiesc oameni iubitori, who see the beauty of plants and animals, care văd frumusețea în plante și animale, both tend to thrive there. Acestea prind viață acolo. Now, this is a result of consciousness. Acesta este rezultatul conștiinței. But what we find is that the consciousness of humans who are here comes anchored into the land. Și aflăm că conștiința oamenilor de aici devine implantată în pământ. Now, this is very powerful. Acest lucru este puternic. Because sometimes people will be exploring some area of the earth. Pentru că uneori, explorând anumite zone ale pământului, where a terrible battle took place. Unde a avut loc o bătălie cumplită. And those who are sensitive can feel it immediately. Cei senzitivi pot să o simtă imediat. They may not know about the battle. S-ar putea să nu știe că acolo a fost o bătălie. But suddenly they feel very heavy in their minds. Dar dintr-o dată se simt mințile, își simt mințile îngreunate. Some even become sick in their bodies. Unii chiar se îmbolnăvesc. And often in these places, very little plant life will grow. Și adesea în locurile acestea nici vegetația nu crește. Because the energy of all the killing became anchored to the soil. Pentru că energia uciderii devine ancorată în pământ. Now the good news is that it can be transformed. Vestea bună este că această energie poate fi transformată. But in the individual experience, it can be quite palpable before that happens. Dar în experiența fiecăruia, această energie devine foarte palpabilă. Because everything thrives with love. Pentru că totul înflorește și crește în dragoste. This tells us something about the nature of reality. Asta ne spune ceva despre natura realității. We could say that love is the force that binds the little atoms and let's say the electrons and protons to the nucleus that supports them. Am putea spune că dragostea este forța care leagă electronii și protonii de atomi care vin în sprijinul forței vitale.
So it's not the same kind of love as one person has for another person. Dar nu e același fel de dragoste pe care o persoană o are față de altă persoană. But the attraction principle at all levels embodies some kind of love. Dar principiul atracției la orice nivel cuprinde un fel de dragoste. So include un fel de dragoste. So when one attracts metal with a magnet, când unul atrage metal cu un magnet, we could describe that as a force of love. Putem descrie asta ca o forță de a dragostei. Yes. Utilizăm adesea termenul conștiință înaltă. We often talk about high consciousness. Asta înseamnă că a priori admitem că există mai multe nivele de conștiință. Does this mean that there are more levels of consciousness? Asta înseamnă apoi că de fapt începem să aproximăm ideea de conștiință. Giving approximate meanings to consciousness. We set levels of consciousness. Nu ar fi mai bine să clarificăm unde exact stă conștiința și să reducem, concentrând totul la un singur nivel, un alt nivel. Can we tell where the consciousness is, so we try to reach that specific level of consciousness? Right. Well, perhaps the most easily observable example would be to recognize that the consciousness of cats is not the same as the consciousness of dogs. Deci e ușor, de exemplu, să recunoaștem că, virgulă, conștiința pisicilor nu e aceeași cu conștiința câinilor. Now, some would say one is better than the other. Unii ar spune că una e mai bună decât cealaltă. But this is not technically accurate. Dar nu este chiar corect. Each level or type has a specific function. Fiecare nivel sau tip are funcția lui specifică. The consciousness of an elephant needs to be different than the consciousness of a giraffe. Conștiința unui elefant trebuie să fie diferită de conștiința unei girafe. So, while we can see differences, in many ways these are not, they may be, seem higher if they are more aware than those that are less aware. Deci, acestea par a fi mai înalte dacă acolo unde există conștiință față de acele nivele unde nu există conștiință. Conștiința observă conștiința. So, clearly, most would say the consciousness of a cat is higher than the consciousness of an amoeba. Deci, amoeba, I don't know what it is. Single cell. Paramecium? One cell. Yeah. Mm-hmm. Am putea spune că, virgulă, conștiința unei pisici este mai înaltă decât conștiința unei celule. And this is obvious because the single-celled organism doesn't need to function in the world at the same level. Și acest este evident pentru că un organism cu o singură celulă nu are nevoie de așa de multe funcții ca să trăiască. So we can also see that the consciousness abiding in angels is different from the consciousness abiding in humans. Vedem de asemenea conștiința îngerilor este diferită de conștiința oamenilor. Now, when it comes to human consciousness, it has been called evolving consciousness for a reason. Când ne uităm la conștiința oamenilor, aceasta a fost numită conștiință în curs de evoluție și acest lucru are un motiv. This implies, or perhaps states directly, that changes in consciousness are possible. Deci asta înseamnă că sunt posibile schimbări în conștiință. It turns out they are not only possible. Nu numai că sunt posibile. It is the nature of human consciousness to continually go raise itself higher. Este natura conștiinței umane să crească în continuare.
The difficult part comes in trying to name or ascribe meaning to the various levels. Yeah, partea dificilă apare atunci când încercăm să denumim diferite nivele de conștiință. But clearly, you have all known people who think in terms of a very big picture. Dar noi toți am cunoscut oameni care gândesc în termeni de imagini largi. For example, what is called a wise leader is someone who sees what is best for everyone in the kingdom. De exemplu, ceea ce numim noi un lider înțelept este cineva care vede, care caută binele pentru toți cei din domeniul lui. Yet we also see leaders who are just the opposite. Și vedem de asemenea lideri care sunt exact la polul opus. Sometimes they are called despots. Uneori se îi numim despoți. They want only what's best for themselves and they care nothing about the greater whole. Ei vor ceea ce este cel mai bun pentru ei și nu le pasă nici de cum de întreg, de restul din întreg. So while both are leaders of nations, deși amândoi sunt lideri de națiuni, clearly they're not operating at the same level. În mod clar nu operează la același nivel. So we have names for despot and magnanimous leaders. Avem nume pentru lideri despotici și magnanimous, grandomani. Grandomani, yes, I got it. And so we can use those terms easily. Și putem folosi acești termeni cu ușurință. But as consciousness elevates along some arbitrary spectrum, dar pe măsură ce conștiința se înalță de-a lungul unui spectrum arbitrar, not all levels are identifiable in quite the same way. Nu toate nivelurile pot fi identificate în același mod. Yet you can still tell when you're around people. Putem să distingem atunci când suntem în jurul unor oameni. There is a big difference between those who care about an evolving universe, cărora le pasă despre un univers în evoluție, and those who only care about acquiring material things. Și cei cărora le pasă doar de acumularea de bunuri materiale. And clearly one appears to be of a higher vibration. Evident, unul pare să aibă o vibrație mai înaltă. So we could say it is a higher consciousness. Să putem spune că este o conștiință mai înaltă.